polițistul de față parchează cine și cum vrea în intersecție. Se întâmplă mai la vale de Ministerul Poliției, la colțul pieței centrale. Dacă sunt mașini de îngoasă, e posibil să fie chiar polițiști de-a lor, procurori, tot mai la deală și Procuratura Generală și Procuratura Municipală. Acolo și carabinierii patrulează, dar nimic nu-i afectează. Polițaiul s-a făcut nevăzut. A, nu, s-a luat de un om de rând. Salut! Cum ați permis așa ceva? Simplă intersecție cu mașini. Și-a găsit și țapii spășitor. Ăsta comerțan nu-ți plătească nimic și-a cerut voi. Că-i din organic, cred. Sau polițai, sau procuror. Na, amândoi sunt comerțani, unul cu microbuz și altul cu mașină bengoasă. Avertizare. Azi e îngăduitor, băiatul. Și intersecția e aglomerată, poftim pojarul din cauza lor. Așteaptă și transportul public și cel privat. Intersecția e simptomatică. Cam așa arată tot statul de drept Republica Moldova. Legi făcute pentru proști, organe în slujba mafiei, organe de drept. Ești